Textul pe care urmează să-l ascultați s-a născut din dragoste. Din dragoste pentru doi actori. Pentru cel despre care va fi vorba și pentru cel pe care îl veți vedea interpretându-l pe Patrick Tever. Deci, textul este scris cumva cu dedicație. Înainte de a trece la începerea propriu-zisă a spectacolului, care înseamnă Alinza Brăuțeanu de la Geasa de Sound Designer și Marius Manole de la Teatrul Național din București, aș vrea să o rog pe doamna critic de film, Irina Margareta Nistor, să ne spună câteva cuvinte despre cine a fost Patrick Tever. Bună seara! O să vă spună mult mai bine, Marius, cine a fost Patrick Tever. Am să vă spun însă că doar atât, că a fost un actor tulburător, un actor altfel decât toți ceilalți și poate că de asta și viața lui a fost mai scurtă, a trăit extrem de intens și mai ales i-a plăcut să facă de toate. I-a plăcut să facă și film, i-a plăcut să și cânte. Era de mulți, a fost multă vreme contestat, au zis, ai, dar ce, ăsta e actor, nu e mare lucru de capul lui, după care și-au dat seama că a fost o adevărată legendă și n-au știut să-l aprecieze suficient. M-am bucurat foarte tare când Radu Rădescu a făcut proiectul ăsta. L-am văzut în prima seară la Serendipity, unde la București, unde chiar că a fost ceea ce se cheamă Serendipity, adică așa, dintr-una într-alta, dintr-un film mut, cum ne-am cunoscut acum câțiva ani, de la prăbușirea casei Usher, când am citit după ce dăduse spectacolul și am făcut așa pe detectivul până când am reușit să intru pe filieră și să-i pot urmări mai toate spectacolele. Și la Serendipity a fost o seară pe care cred că nimeni nu va uita. A fost o seară de premieră, dar astă seară, pentru că aveți un decor și mai surprinzător, o să fie absolut colosal. Pentru că e o combinație formidabilă și cu muzică, și textul, și Marius, categoric, dar și Patrick Tever e pe aici pe undeva. Aș mai fi vrut să vă spun că Patrick Tever a fost în România și a turnat într-un film, asta pentru că toată lumea vorbește de fiecare dată când apare câte un actor acum la știri, toată lumea nu pomenește decât de Sharon Stone, de exemplu, care merge la cinema sau merge la Naslan sau Înțeapă o albină sau, pe vremea aia când a venit el, fiind anii foarte triști ai comunismului în care nici nu vă aflam bine cine, cum vine, a venit împreună cu Belmondo, cum spuneam, și a jucat în Mirianului 2. Și acum, de curând, am fost prezent un film la Râmnicu Vâlcea și în drum am mers cu George Mihăiță, care spunea, Patrick Tever, vai, ce rău îmi pare că n-am văzut și eu spectacolul. Știi că am fost împreună pe același platou și era un personaj așa, ca un vis, era un personaj cu totul ieșit din comun. Dar cred că cel mai bine o să vi-l aducă aici, împreună cu noi, tot Radu. Și după aia să-l căutați, să-l căutați pe net și să încercați să vedeți măcar un film cu el, pentru că eu cred că lui Patrick chiar fi făcut mare plăcere să mai câștige niște spectatori în România, pentru că se pare că l-am primit frumos atunci și probabil că e pe aici pe undeva și sigur se uită și vă verifică dacă ați căutat un film cu el. Vă urez, n-aș spune vizionare plăcută, și așa, o vizionare cu totul și cu totul altfel decât toate pe care le-ați trăit vreodată. Adică una foarte intensă și pe care să nu uitați niciodată. Mulțumesc!
Adevărul. Adevărul despre mine. Asta vreți să aflați, nu-i așa? Da. Chiar țineți? Adică mă întreb de ce. Cine sunt eu pentru voi astăzi? Cine își mai amintește astăzi de filmele mele? Cui pasă după 30 de ani? Cei mai mulți dintre voi încă nici nu erau născuți pe atunci. Dacă tastați Patrick D pe Google, vă apare direct Patrick Dempsey. Nu o să vă apară niciodată Patrick Devere. Ce vreți? Alt secol, alt mileniu, alt cinema. Vă uitați la cu totul și cu totul alte filme, mii și mii de alte filme. Vă rămân în minte alte figuri, sute și mii de alte figuri. Ascultați-o cu totul altfel de muzică. Vă emoționați sau nu când priviți la stele? Dar chiar. Vă mai uitați la stele?